Și bineînțeles că înainte de a pleca la această lecție nouă, să facem o mică recapitulare cunoștinței anterioare. Deci recapitulare cunoștinței anterioare. Bun. Și bineînțeles că o să mă ajutați și voi să ducem anumite reguli după care vom aduna sau scade numere întregi și zicem pentru a aduna. Pentru a aduna. Două numere întregi. Care au același semn. Care au același semn. Ce facem aici? Ajutați-mă. Așa, copiem semnul comun. Copiem. Semnul comun și adunăm moduli. Bun. Asta este prima regulă, da? Observați, de fapt. Pentru a aduna două numere întregi cu semne contrare. Pentru a aduna două numere întregi cu semne contrare. Cum procedăm? Din modul mai mare, modul mai întâi zim cu semn. Mai întâi zim despre semn. Punem semnul, scriem semnul modului mai mare. Scriem semnul modului mai mare, să zicem așa, numărul mai mare, modul, da? Numărul mai mare. Și pe urmă ce facem? Scade din numărul mai mare, scădem modul. Și scădem modul. Da? Acum să mergem aminte regula semnelor la mulțire. Plus ori plus, cât este? Plus. Plus. Plus ori minus? Minus. 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 Minus ori plus? Minus. Și minus ori minus? Plus. Așa, plus. Acum regula semnelor la împărțire. Plus împărțit la plus. Păi la împărțire e la fel ca mulțire, dragi. Plus împărțit la plus, plus. Plus. Plus împărțit la minus. Minus. Minus împărțit la plus, minus, și minus împărțit la minus, plus, da? Asta e regula semnelor la mulțire și împărțire. Deci regula semnelor, regula semnelor, la
înmulțire. Și împărțim. Da? Mai departe, să calculăm regula semnelor pentru puteri. Regula semnelor pentru puteri. Ia să vedem regula semnelor la putere. Minus la putere pară. Cât face minus la putere pară? Plus. Minus la putere impară. Minim. Așa. Minus la putere impară face minus. Și plus la orice. Plus la orice face... Plus, da? Plus la orice. Deci minus la putere pară vine plus, minus la putere impară vine minus și plus la orice face plus. Te aud, am pierdut. Da, deci... Zice, punctul 5, proprietățile puterii. Și anume, dacă facem A la M ori A la N egal cu A la puterea M plus N, A la M împărțit la A la N vine A la puterea M minus N, A ori B totul la N egal cu A la N ori B la N și A pe B totul la N vine A la N supra B la N. Am pus câteva proprietăți, nu le punem pe toate. Scopul lecției de astăzi este să ne aducem aminte de în general de proprietăți generale, ultimele lecții, dar aici sunt mai multe proprietăți, nu numai 4. Mai avem și 0 la orice putere depinde de 0 face 0, 1 la orice putere face 1, orice număr la puterea 0, orice număr diferit de 0 la puterea 0 face 1, da? Hai să le scriem totuși, da? Chiar dacă 0 la n egal cu 0, pentru n diferit de 0, 1 la n egal cu 1 și a la 0 egal cu 1, oricare ar fi a diferit de 0, da? Aducem aminte și pe asta. Trecem la punctul 2 al lecției și zice noțiunea de ecuație. Noțiunea de ecuație. În mulțimea numerelor întregi. Mulțimea numerelor întregi, vă aduc aminte că se notează cu Z. Mare. Deci noțiunea de ecuație în mulțimea numerelor întregi.
înseamnă să o ecuație în Z. Și să dăm câteva exemple de tipuri de ecuație în Z. Păi chiar ce ați făcut voi prin clasele mai mititele, când ați făcut x plus 2 egal cu 3. X plus 2 egal cu 3 sau încă o formă de ecuație și mai drăguță, pătrățică plus 2 egal cu 3. Da? Pătrățică plus 2 egal cu 3 sau x plus 2 egal cu 3 e o formă de ecuație în Z. Sau 3y minus 7 egal cu 9. Da? 3y minus 7 egal cu 9. Aici avem o ecuație în x. Ecuație în x. Jos avem o ecuație în y. Ecuație în y. Astea sunt niște forme, să zic așa, care l-ați întâlnit, niște forme de ecuații. Bineînțeles că ele pot să fie și într-o formă mai complicată. De exemplu, 4x plus 7 egal cu 3 minus 2x. Egal cu 3 minus 2x. Sau putem să o complicăm și mai tare. 2 pe lângă x plus 4 minus 7 egal cu 3 pe lângă x minus 1 minus 6. Da? Iată câteva exemple de ecuații. Practic să toate aceste ecuații au o formă care numim formă generală și forma generală a ecuației va fi ceva de tipul ax plus b egal cu 0. Ax plus b egal cu 0. Asta este practic o formă generală. Și zicem, ca observație, se numește ecuație în mulțimea numărilor întregi, în Z, deci se numește ecuație în Z, o egalitate de forma ax plus b egal cu 0. Deci o asemenea egalitate se numește ecuație, unde a și b sunt numere întregi. Unde a și b sunt numere întregi și zicem despre a că e diferit de 0, ca să nu dispară x-ul. A diferit de 0. Acum, nu, ia ștergeți a diferit de 0, că nu e o condiție esențială, ca să poate să fie și fără x. În final, rămâne tot cu ecuație în x. Unde a și b sunt numere întregi. Deci, printr-o egalitate de forma ax plus b egal cu 0, unde a și b sunt numere întregi, se înțelege ecuație. Ca observație, numerele a și b, se numesc coeficienții ecuației. Da? Deci numerele acestea a și b poartă denumirea de coeficienți. Te-a pierdut, Teo, nu mai văd imagine. Ca la Elinca. Deci numele a și b poartă numirea de coeficiențe ecuației. Bun. Să dăm un exemplu. Ecuația
3x plus 4 egal cu 0. Da? Ecuația 3x plus 4 egal cu 0. A-ul este 3 și B-ul este 4. Deci A-ul este ce în fața lui x? A egal cu 3. Iar B-ul e terminul fără x. B egal cu 4. B egal cu 4. Aceste numere se cheamă coeficienții ecuației. Coeficienții ecuației. Deci A egal cu 3 și B egal cu 4 sunt coeficienții ecuației. Bun. Sau ecuația 2x minus 3 egal cu 0. Dacă luăm o asemenea ecuație, 2x minus 3 egal cu 0. Aici îl avem pe A, aici îl avem pe B. A-ul face 2, dar B-ul face minus 3. Da? Le iau cu tot cu semn. 2-ul, mă gândesc, era plus 2 și aici B-ul era plus 4. Da, plus 4 înseamnă 4. De asta am zis că le iau direct 4. Când zic A egal cu 2, când zic 2x minus 3 egal cu 0, atunci A egal cu 2, B egal cu minus 3. Da? Iau și semnul. A egal cu 2 și B-ul este minus 3. Aici 2 și minus 3 coeficienții ecuației. Ce înseamnă a rezolva o ecuație? Păi să dăm un exemplu, să înțelegem ce înseamnă să rezolvăm o ecuație. 2x minus 4 egal cu 0. Să luăm o asemenea ecuație. Păi ca să rezolv 2x minus 4 egal cu 0, mă interesează cât pun eu în locul lui x pentru a obține o propoziție adevărată. Eu lui x pot să-i dau, de exemplu, valoarea 0. Păi dacă x egal cu 0, vine 2 ori 0 minus 4. 2 ori 0 minus 4, vine 0 minus 4. Și 0 minus 4, cât vine? Ia stați un pic. V-am pierdut pe toți. 0 minus 4 face minus 4. Și nu face 0. Și înseamnă că este fals. Dacă x egal cu 1, dacă x egal cu 1, înlocuim pe x cu 1 și cât vine atunci? Vine 2 ori 1 minus 4. 2 ori 1 minus 4 înseamnă 2 minus 4, 2 minus 4 înseamnă minus 2 și iarăși diferit de 0, la fel, diferit de 0, iarăși e fals. Pentru x egal cu 2. Vine 2 ori 2 minus 4. 2 ori 2 minus 4 vine 4 minus 4, face 0 și în cazul ăsta se obține adevărat. Asta înseamnă că din cele 3 valori care le-am înlocuit în loc de x, ultima valoare îmi dă propoziția adevărată. A afla o ecuație înseamnă a rezolva o ecuație, a afla soluție, înseamnă găsi ce valoare dau eu lui x pentru că am locuit acolo în ecuație să-mi iasă o propoziție adevărată. Și chiar așa o să dăm ca regulă, zicem observație. A rezolva o ecuație, a rezolva o ecuație înseamnă a găsi o valoare, a găsi o valoare lui x, o valoare pentru x
care înlocuită în forma ecuației, care înlocuită în forma ecuației, să obținem o propoziție adevărată. O propoziție adevărată. Da? Iată ce presupune rezolvarea unei ecuații. Cât este x pentru a înlocui în forma ecuației și a găsi o valoare adevărată. Înseamnă a găsi o valoare pentru x, da? Care, repet, atunci când înlocuim, să ne iasă o relație adevărată. Bineînțeles că pot fi ecuații foarte simple, cum ar veni ecuația 3x minus 9 egal cu 0, când pot să mă gândesc mult mai simplu, adică vine 3x egal cu 0 plus 9, 3x egal cu 9, și de aici scoatem că x face 9 de împărțit la 3, x egal cu 3. Aici avem o formă mai simplă, care ați găsit-o și prin clasele mai mititere, dar pot să fie și ecuații mai complicate. Ceva de genul 7 pe lângă x minus 1, minus 3 pe lângă x minus 2, egal cu 4 pe lângă x plus 1, și dacă se poate și ridica la puterea a doua. Iată ceva care, de exemplu, nu o să le putem rezolva deloc ca anul ăsta, de bea pe la peste vreo 2 ani acum o să le putem rezolva. Da? Deci avem ecuații simple, dar avem și ecuații cu forme mai complicate. O formă mai complicată de ecuații. Bineînțeles, să nu credeți că subiectul ăsta de ecuații este așa epuizat. Să știți că oamenii au încercat să găsească tot felul de metode, tot felul de artificii ca să rezolve, dacă se poate, orice ecuație. Și ca să rezolve orice ecuație, țin să vă zic că nu avem un singur procedeu ca să facem orice ecuație. Dar rezolvarea unei ecuații se poate face în funcție de clasa în care suntem. În fiecare an vom învăța să rezolvăm ecuații, diverse forme de ecuații. Ați început în clasa 1-a când ați făcut cu pătrățică plus 1 egal cu 2 și veți termina în clasa 12-a când veți face exerciții mult mai complicate, dar nu foarte, foarte complicate. Adică voi în toată perioada asta de gimnaziu, de liceu, veți învăța să faceți ecuații. Când o să ajungeți în clasa 12-a, veți vedea că de fapt a rezolva ecuații nu are o formulă de rezolvare. Sunt mai multe procedee. Acum, în clasa 6-a, vom învăța să rezolvăm ecuații, zicem noi, de gradul 1, ecuații în Z, ecuații care presupun niște tehnici, și asta vreau să învățăm, niște tehnici de trecere dintr-un membru în celălalt. Ce mai trebuie să mai vedem la o ecuație? La o ecuație trebuie să vedem ceea ce se cheamă membru stâng și membru drept. Și să zicem așa. O ecuație, observație, o ecuație are în fața egalului ceea ce vom numi
ceea ce vom numi membru stâng, deci o ecuație are în fața egalului ceea ce vom numi membru stâng, iar în spatele egalului există membru drept. Există membrul drept. Să luăm ecuația, exemplu, să luăm ecuația 2x plus 1 egal cu 4x minus 2. Aici avem semnul egal. Chiar am să trag o bară drept egalului, ca să-l vedem și mai bine. Am să trag aici o bară. Ceea ce este în fața semnului egal, aici am membru stâng. Adică expresia 2x plus 1. Ceea ce este în spatele egalului va fi membru drept. Adică expresia 4x minus 2. Iată cei doi membri ai unei ecuații. Da? Deci membru stâng și membru drept. De data asta trebuie să fim atenți la jumlăriile astea între membrii ecuației. Pentru că vom face tot felul de treceri dintr-o parte în alta și vom vedea că atunci când trecem dintr-o parte în alta a ecuației diverse numere, practic vom acționa tot felul de reguli. Și acum trecem la punctul 3 al lecției și la punctul 3 al lecției vom da metode de rezolvare, metode de rezolvare pentru ecuația a ori x egal cu b, a ori x egal cu b sau x împărțit la a egal cu b. Deci avem diverse ecuații. X împărțit la a egal cu b. Deci iată două tipuri de ecuații care vreau să le învățăm. Bineînțeles că voi ați rezolvat astfel de ecuații. Sau a împărțit la x, o dăm până și pe a treia, a împărțit la x egal cu b. Adică avem diverse ecuații, niște forme destul de simple ale lor. Deci metode de a rezolva a ori x egal cu b, x împărțit la a egal cu b sau a împărțit la x egal cu b. Da? Practic mi-aducem aminte din clasele mici, dacă aveam 2 ori x egal cu 4, cum o scoteam pe x? X egal cu 4 de împărțit la 2. Dar pentru că noi am făcut și la poate, în loc de 4 împărțit la 2, v-am zis, hai să scriem de acum sub formă de raport. X egal cu 4 pe 2. Și zicem, X egal cu 2. Adică, ca să rezolvăm o ecuație tipul A ori X egal cu B și să scriem regulă, pentru a rezolva ecuația a ori x egal cu b, vom împărți la a, care l-am presupus noi diferit de 0,
Deci vom împărți la A, care e diferit de 0, și obținem X egal cu B supra A. Da? Și obținem X egal cu B supra A. Practic, la sfârșitul ecuației, tragem o bară și zicem că am împărțit totul la 2. Și zicem X egal cu 4 pe 2, adică X egal cu 2. Însă, hai să nu folosim numai numere naturale, cum e 2 ori X egal cu 4. De exemplu, minus 3 ori Y egal cu 6. Păi cum o scot pe Y? Y egal cu 6 de împărțit la minus 3, care l-am aici în față, da? 6 de împărțit la minus 3. Regula funcționează și pe numere întregi. Și zicem Y egal cu 6 împărțit la minus 3, adică Y egal cu, aici o să ne gândim la semnul plus și facem mai întâi semnul cu regula semnilor, plus împărțit la minus ieșim cu minus, și 6 împărțit la 3 face 2. Și iată că Y egal cu minus 2 devine soluția ecuației. Facem și o probă. Minus 3 ori Y, adică minus 3 ori minus 2. Minus 3 ori minus 2 vine minus ori minus plus și 3 ori 2 vine 6. Minus 3 ori minus 2 face 6 sau plus 6. Și iată și proba după care vom acționa, vom face verificarea că ceea ce am făcut este corect. Întrebări până aici? Lorena? Nu. Tudor? Întrebări? Nu. Elinca? Elinca am pierdut. Ai zis nu, Elinca, sau? Nu. Deci fără întrebări. Bine. Păi dacă nu aveam întrebări, din păcate nu mai am poză cu foile voastre, s-a întrerupt. Nu am decât la Tudor și la Lorena, atâta. Pe Elinca, pe Teo i-am pierdut. Ce vreau de la voi? Hai să rezolvăm împreună următoarele ecuații. Exemplu. X ori minus 4 egal cu minus 8. 3 ori x egal cu minus 9. A, 4 ori y egal cu minus 16. Hai ca să le scriem, le-am scris eu degeaba așa. Să le scriem una sub acolo. Deci B-ul vine... Ia, dictați-mi la B că am... cât era? Să 3 ori x egal cu minus 9. Ia să vedem la ce. Cât era? 4 ori y egal cu 4 ori y egal cu minus 16, da? Ia să vedem la D. Am dat la D? Nu. Nu. T ori minus 7 egal cu minus egal cu 28. Da? Ia să vedem cum facem pe A. Lorena, dictează-mi tu. L-ai făcut pe A? Te-am pierdut, Lorena? Elinca, te-am pierdut?
majusculă A, avem x ori minus 4 egal cu minus 8, da? Cum îl aflăm pe x? X egal cu cine împărțit la cine? Așa, minus 8 împărțit la minus 4. Deci le iau pe minus 8 din spate, rezultatul, și îl împart la minus 4. Nu trec nimic cu se schimba deocamdată. Nu schimb nimic, niciun semn. Pur și simplu fac minus 8 împărțit la minus 4. Nu trec pe minus 4. Atenție! Regularea de trecere într-o parte în alta cu sens schimbat se produc numai la atunci când trece un termen liber sau un termen cu x. Dar nu când trece un coeficient, da? Nu când aveți o operație opusă pentru adunare și pentru înmulțire și împărțire. Trecerile le faceți mai mult la adunări și la scăderi. Aici nu e o trecere de număr în partea cealaltă. Pur și simplu este o împărțire între coeficienți. A ori x egal cu b înseamnă x egal cu b împărțit la a. Da? Pur și simplu îl iau pe minus 8 și îl împart la minus 4. Este o împărțire simplă, normală. Da? Și cât vine x-ul? Cât? Nu e bine. Păi minus împărțit la minus cât îți iese? Plus. Și nu mai scriem. Și 8 împărțit la 4 face 2. Da? Ia să facem o verificare. 2, da? Zicem verificare. 2 ori paranteză minus 4. Cât e 2 ori minus 4? Deci mă duc cu valoarea 2 și valoarea asta 2 o verific aici în loc de x. Și zic 2 ori minus 4 egal cu minus 8. Pentru că o era. Trei ori x egal cu minus 9. Da? Irinca, ajută-mă. X egal cu cine? Tot așa, îl împart pe cine la cine? Minus 9. Minus 9. Da. Împărțit la? Împărțit la 3. Așa. X egal cu minus 9 împărțit la 3, adică X egal cu cât? X egal minus 3. Minus 3. Verificare. Cum facem verificarea? Păi înlocuim pe minus 3 sus, da? Și zicem 3 ori paranteză minus 3, da? Egal cu minus 9. 3 ori minus 3 vine plus ori minus, adică minus. 3 ori 3 vine 9 și zicem minus 9 egal cu minus 9. E adevărat, da? Mai departe, Linca, 4 ori y egal cu minus 16. Cât vine y? Y minus 16 împărțit la 4. Minus 16 împărțit la 4. Cât vine y? Y egal cu? Y egal cu minus 4. Minus 4. Fă proba. Cum vine proba? Minus 4. 4, nu, nu. 4 ori minus 4. Ori minus 4 egal cu 6, minus 16. Minus 16. Adică 4 ori minus 4 face minus 16. 16. Egal cu minus. Egal cu 16. Și este adevărat, da? Minus 16 egal cu minus 16. Ia să-l aflăm la pe T. T egal cu cât? Egal cu 28. 28 împărțit la? La minus 7. 28 împărțit la minus 7. Adică T egal cu cât?
Minus 4. Bun. Deci, iată, facem și verificarea. Cum vine verificarea? În loc de t pui minus 4, da? Ce zici? Minus 7. Nu, minus... Ilinca urmărește exercițiul. Unde apare t, pui minus 4 și zici minus 4 ori minus 7 egal cu 28. Minus ori minus face plus. 4 ori 7 vine 28 egal cu 28. Și este adevărat, da? 28 egal cu 28. Bun. Iată ecuația aorx egal cu b. Deci, repet. Încă o dată zicem aorx egal cu b, x egal cu b împărțit la a sau x egal cu b supra a. Da? Dar dacă aș avea ecuația de tipul a împărțit la x egal cu b. Ia să luăm acest tip de ecuație. Hai să dăm cu un exemplu. Ia dați-mi un exemplu de împărțire. Dați-mi un exemplu de împărțire. O împărțire de asta simplu. 8 împărțit la 4 egal cu 2, da? Păi dacă 8 împărțit la 4 face 2, cum o scos pe 4? 4 egal cu cât? 4 egal cu 8 împărțit la 2, da? Deci dacă ar fi să scoți pe 4, din 8 împărțit la 4 egal cu 2, tu ca să scoți pe 4, zici 4 egal cu 8 împărțit la 2. Asta înseamnă că pe x cum o să-l afli de aici? X egal cu cine? Te-am pierdut tuturor și pe tine? Păi da, pe toți vă pierd. X egal cu a împărțit la b. Da? Exemple. De fapt, hai să dăm regulă prima dată și pe urmă dăm exemplu. Pentru a rezolva ecuația. Pentru a rezolva ecuația. A de împărțit la x egal cu b. Pur și simplu ne gândim ca la de împărțit împărțitor cât, da? Și avem de scos un împărțitor. Vom afla că x egal cu a împărțit la b. Vom afla x egal cu a împărțit la b. Eventual cu regula de scoaterea câtului, da? Și ia să facem acum câteva exemple. Minus 9 împărțit la x egal cu minus 3. Iată un prim exemplu. Sau 49 de împărțit la x egal cu minus 7. Sau 0 împărțit la x egal cu minus 3. Dacă minus 9 împărțit la x face minus 3, cât este x? X egal cu, așteptați-mă, Ilinca, cred că tu ai mai rămas. Da, sau... 3. Cât? Zi tu, doar. Minus 9 împărțit la 3. Așa, x egal cu minus 9 împărțit la minus 3, corect. Adică x egal cu 5. Cu 3. Cu 3.
Hai să facem și o probă. Zi. Minus 9. Deci unde vezi tu x, pui 3, da? Minus 9 împărțit la 3 egal cu minus 3, da? Și minus 9 împărțit la 3 cât vine? Păi se păsează minusul și facem 9 împărțit la 3. Adică minus 3 egal cu minus 3, da? Iată cum arată proba. Ia să-l aflăm pe x din a doua. X egal cu cine? Împărțit la 49 de împărțit la minus 7. Adică x egal cu cine? Minus 7. Ia să vedem punctul C. Avem 0 împărțit la x egal cu minus 3. X egal cu cine? X egal cu minus 3 împărțit la... Nu. 0 împărțit la minus 3. Așa o scoatem pe x. Nu se pot face împărțit la 0. 0 se poate împărți la 0. 0 mereu împărțit la 3 copii. 0 mereu împărțit la 3 copii se poate. Face 0 mereu. Dar 3 mereu împărțit la 0 copii nu se poate, că n-ai copii care să împarți. Deci cu împărțirea la 0 avem o problemă. 0 în schimb un nimic, împărțirea mai mulți, tot nimic face. Praful e pe tot. Bă, dintre toți, Ilinca a mai rămas. Ilinca, ești acolo? X egal cu 0. Punem pauză. Noi data trecută am vorbit despre ecuații în Z și ecuația de care am vorbit a fost ecuații de tipul A ori X egal cu B. A ori X egal cu B, noi ca să-l aflăm pe X, era X egal cu B supra A sau X egal cu B împărțit la A. Da? Și de exemplu, dacă aveam de rezolvat minus 2 ori x egal cu minus 6. Ca să-l facem pe x, x egal cu minus 6 împărțit la minus 2. X egal cu, și făceam minus împărțit la minus, adică plus, 6 împărțit la 2 vine 3. Da? X egal cu 3. Repet, închideți sunetul de pe televizoare, de pe laptop. Deci de tot, mut să fie. Și lăsați doar microfoanele de pe telefon. Doar telefoanele să fie deschise. Restul să fie un pic închis. Bun. Avem de făcut, de exemplu, 3 ori x egal cu minus 12. Tot așa, vreau să-l aflăm pe x. X egal cu minus 12 de împărțit la 3. Da? X egal cu minus 4. Cum facem verificarea că ceea ce am făcut noi este corect? Verificat. Păi înlocuim pe x egal cu minus 4, înlocuim în ecuația dată. Da? Și vine 3 ori paranteză minus 4 egal cu 12. Și 3 ori minus, egal cu minus 12. 3 ori minus 4 face minus 12 egal cu minus 12. A verifica că un număr este soluția ecuației care vi se dă. Înseamnă să pui în loc de x cât e valoarea respectivă. De asemenea, data trecută, am făcut și ecuația de tipul x împărțit la a egal cu b.
Deci dacă avem o ecuație de tipul x împărțit la a egal cu b, hai să le luăm un exemplu simplu. 8 împărțit la 2 egal cu 4. Cum o scot pe 8? 8 egal cu 2 ori 4. Da? Adică asta este relația după care vă ghidați voi. Vă dați un exemplu simplu. 8 împărțit la 2 egal cu 4. 2 ori 4 egal cu 8. Cum o scot pe 8? 8 egal cu 2 ori 4. Cum o scot pe 2? 2 egal cu 8 împărțit la 4. Da? Deci dacă eu am nevoie să scot acum pe x, cum o scot pe x? X egal cu b ori a. Da? X egal cu b ori a. Și acum să vedem câteva exemple. Spre exemplu, x împărțit la minus 2 egal cu minus 8. Și am de scos pe x. De aici scot pe x egal cu minus 8 înmulțit cu minus 2. Da? X egal cu minus ori minus iese plus 8 ori 2, 16. X egal cu plus 16 sau x egal cu 16. Da? Când ai plus 16, chiar vă rog să renunțați la semnul plus, să rămână direct 16. Facem și verificarea. La ecuațiile mai simple așa, facem și verificare. 16 împărțit, deci cum fac verificarea? Iau valoarea 16 și îl pun la x aici, da? Și zicem, în loc de x zicem 16 împărțit la minus 2 egal cu minus 8. 16 are semnul plus, plus împărțit la minus face minus, 16 împărțit la 2, 8, minus 8 egal cu minus 8. Și iată că am ajuns la o relație adevărată. Dacă ajung pe o relație adevărată, atunci soluția care am găsit-o eu, x egal cu 16, este o soluție corectă. Da? Bun, ia ajutați-mă voi. X împărțit la minus 5 egal cu 15. X împărțit la minus 5 egal cu 15, da? Iulica, ia scoate-mi-l pe x. X egal cu cine? Imediat. Vorbește. X egal cu 15 împărțit la minus 9. 15 înmulțit la minus 9. Dar nu e minus 9, e minus 5. 15 înmulțit cu minus 5. Da? X egal cu cât? X egal cu 3. Păi e mulțit, Elinca. Faci 15 ori minus 5. Ai plus, plus ori minus vine minus și 15 ori 5, 75. 75. Așa. Mai minus 75. Minus 75. Proba, verificarea, cum ar veni? Îl luăm pe minus 75. Minus 75. Împărțit. Așa. La 5. La minus 5. La minus 5, așa. Dacă e egal cu 15, da? Da. Și zicem, minus împărțit la minus face cât e minus împărțit la minus 5? Plus. Plus. Da, sigur a fost Elinca sau Lorena? 75 împărțit la 5 iese 15. Adică plus 15 egal cu egal cu 15, da? Deci plus 15 egal cu 5. Da? Și am destule greșeli, văd că încă nu ne dăm seama, dar dacă am așa, x împărțit la minus 4 egal cu 6.
Cum îl scot pe X? Tot Ilinca. X egal cu... Deci egal cu 6 acolo, da? X egal cu ce? Cu minus 4. Da, hai să zicem 6. Da, ori... 6. 6, 6, da? 6 ori... 6 ori 4. 6 ori, 6 ori minus 4. Adică X egal cu ce? Cu plus... De ce plus? E 6 are semnul plus. Și e plus ori minus. Și vine minus. Așa. Lorena a pierdut imagine. Dar cu minus 24. Minus 24. Bun. Tudor, dacă avem de făcut x împărțit la minus 3 egal cu x împărțit la 3, x împărțit la 3 egal cu minus 9, cum îl scoți pe x? X împărțit la 3 egal cu minus 9. Da, x egal cu ce? X egal cu minus 9 împărțit la 3. Păi de ce împărțit la 3? Minus 9 ori 3. Așa, x egal cu minus 9 ori 3. X egal cu minus 9 ori 3, adică minus 27. Cum facem verificarea? Minus 27 împărțit la 3 egal cu minus 9. Da? Aici dă minus 9, 27 împărțit la 3, dar minus 9 egal cu minus 9. Minus 9 egal cu minus 9. Și e o relație adevărată. Da? Deci, așa verificăm că un număr este și soluție. Da? Pur și simplu înlocuim valoarea dată cu soluția respectivă. Dacă avem așa, 8 împărțit la x egal cu minus 4. Cum o scoatem pe x? X egal cu ce? X egal cu 8 ori minus 4. Nu e bine. 8 împărțit la minus 4. 8 împărțit la minus 4. Ce la minus 4? Ia, fiți atenți. De ce? Păi v-am zis, dați-vă o împărțire simplă. Dați-vă o împărțire simplă. 6 împărțit la 2 egal cu 3. 6 împărțit la 2 egal cu 3. Cum o scoți pe 2? 2 egal cu 5. Irica. Da? Ajută-mă, cum o scoți pe 2? Dacă am 6 împărțit la 2 egal cu 3. Egal cu 6 împărțit la 3. Așa, ei. Deci tu când ai descos împărțitorul, când îl ai descos pe x care e împărțitor, tu vii cu de împărțit, tu împărțit la cât, da? Și zicem x egal cu... Ajută-mă încă o dată. Am 8 împărțit la x egal cu minus... X egal cu 8 împărțit la minus 4. 8 împărțit la minus 4. Deci așa scot pe x, da? X egal cu... 8 împărțit la minus 4, cât vine? Păi faci plus împărțit la minus, plus împărțit la minus, cât vine, Irina? Păi ia să reducem aminte regulile de împărțire. Mă ajuți, Irina, da? Plus ori plus, cât e? Da. Plus ori plus, cât faci? Plus. Plus. Plus împărțit, plus ori minus, cât vine? Minus. Minus ori plus, cât vine? Minus. Și minus ori minus, cât vine? Minus. Minus ori minus? Plus. Plus. Da, plus împărțit la plus, cât vine? Plus. Plus împărțit la minus? Minus. Minus împărțit la plus? Minus. Și minus împărțit la minus? Minus. Ia greșești. Tu vezi că greșești pe ultima relație. Mai greșești și la mulțire și la împărțire, da? Când ai plus 8 împărțit la minus 4, cât îți iese?
Păi mai ții semnul, plus împărți la minus, cât ai zis cât face? Plus... E plus sau minus? O, e... Lorena, nici la tine nu văd împărțirea. Cât e 8 împărți la minus 4? Minus 2. X egal cu minus 2. Da? Dar de ce, Lorena, explică-mi tu de ce ai ieșit 8 împărțit la minus 4, minus 2? De ce ai ieșit 8 împărțit la minus 4, minus 2? Păi am făcut... Păi pentru că aici avem plus și cu minus și cu minus 4, minus 4, minus 4. Lorena, nu vreau să aud și cu minus. Vreau să aud corect relația. Nu am operația... Plus împărțit la minus e minus și 8 împărțit la 4 e 2. Deci e... Așa, bun. Deci plus împărțit la minus face minus și 8 împărțit la 4 face 2. Da? Deci operațiile astea cu și cu... Alea le lăsăm la alții. Noi facem operațiile de adunare, scădere, mulțire și împărțire și putere. Și la anul radical. Operația aia și cu... Nu, o dăm la alții. Prin clasa 12 o să faceți operația cu. Așa. Bun. Deci, acum, dragilor, începem să complicăm un pic ecuațiile. În sensul că trecem la punctul 4 al lecției. Ecuații de formă ecuații de forma AX plus B egal cu 0. Ecuații de forma... Stați un pic, că am sărit-o, uitam. Ecuații de forma X plus B egal cu 0. Dacă avem o astfel de ecuație, sau X plus B egal cu ce, da? X plus B, hai să nu zicem egal cu 0, să zicem egal cu ce. Teoretic sau x minus b egal cu c, da? Dacă avem astfel de ecuații, e prima dată când întâlnim o trecere în partea cealaltă cu sens schimbat. Și dacă avem o astfel de ecuație, x plus b egal cu c, primul lucru care vreau să-l înțelegem este că acest plus b, eu de fapt îl scad. Îl scad din ambii membri ai ecuației. Păi, ca să facem o scădere, pur și simplu spunem că trecem pe plus B din membru stâng sau din primul membru al ecuației, îl trec în membru drept sau al doilea membru al ecuației și îl trec cu sens schimbat. În sensul că noi am văzut că plus B are opus pe minus B. Așa, dacă plus B are opus pe minus B, atunci se cheamă că trecem... îl trecem în partea cealaltă a ecuației cu sens schimbat, adică îl trec din fața egalului, îl trec în spatele egalului și de obicei îl trec chiar la coadă. Obișnuiți-vă să facem aceste treceri chiar la coadă. Și ecuația x plus b egal cu c se rezolvă x egal cu... Eu am pus în dreptul egalului o bară ca să vedeți cu, mai clar cum trece dintr-o parte în alta. Și zice x egal cu c. Și acum zic minus B. X egal cu C minus B. Da? De exemplu, X plus 2 egal cu minus 3. X plus 2 egal cu minus 3. În loc de plus 2, care este în fața egalului, trecem cu sens schimbat. Așa, și îl trecem în spatele egalului cu sens schimbat. Deci plus 2 se duce din fața egalului, se duce în spatele egalului. Minus 2 plus... Nu, vreau așa, x egal... Minus... Irinca, mai întâi cine era? Mi-l scrii pe minus 3 și la final mi-l treci pe ăsta cu sens schimbat. Vine minus 3 minus 2. El era
plus 2 în fața egalului, când ajunge în spatele egalului, el ajunge ca minus 2. Da? Și mai întâi, vreau și un pic de ordine. În sensul că tu îmi scrii mai întâi cine era, era minus 3, și pe urmă spui cine vine, cu sens schimbat, minus 2. Și zicem, x egal cu, și cât vine minus 3, minus 2? Ajutați-mă. Minus 5. Minus 5. X egal cu minus 5. De ce? Minus 3, minus 2. Se copiază semnul comun și se adună numerele. X egal cu minus 5. Putem face și o verificare. Cum vine verificare? Ajutați-mă. Păi, valoarea asta, minus 5, valoarea minus 5, eu dau lui x în, în ecuația de la care am plecat. Și cum ar veni atunci verificarea? Dictați. Minus 5 plus 2 egal cu minus 3. Așa, minus 5 plus 2 egal cu minus 3. Asta este verificarea unei soluții corecte. Lui x, peste tot unde vezi x, scrie valoarea care a obținut tu, adică minus 5. Păi ia să vedem, este adevărat minus 5 plus 2 egal cu minus 3? Păi avem minus 5 plus 2, avem semne contrare. Se ia semnul modulului mai mare și cum 5 e mai mare ca 2, iau semnul minus de la el. Și fac diferența modulului, adică 5 minus 2. 5 minus 2 vine 3 și vine minus 3 egal cu minus 3. Da? Minus 3 egal cu minus 3 e o relație adevărată, adică soluția care am obținut-o noi este corectă. Da? Ia să vedem dacă avem de făcut un alt exemplu. X minus 7 plus 4 egal cu minus 1. De data asta voi avea doi termeni care trec în partea dreaptă cu sens schimbat. Adică o să-l am și pe minus 7 și o să-l am și pe plus 4. Și minus 7 trece din primul membru în al doilea membru cu sens schimbat. Și plus 4. Deci aici este minus 7, ăsta trece cu plus în partea cealaltă. Aici este plus 4 și el trece. Și trece de la plus 4, trece cu semnul minus în partea cealaltă. Și atunci cât vine x? Ia dictați-mi. X egal cu cine? X egal cu minus 1 plus 7. Minus 1 plus 7. Minus 4. Minus 4. Sigur că da. Adică x egal cu... Și acum calculăm. Cât este minus 1 plus 7 minus 4? Lorena, poți să-i treci pe toți data viitoare? Da. Da? Adică nu e nevoie să-i treci doar câte unul. Poți să treci și doi termeni. Da? Bun. Ilinca, ajută-mă. Minus 1 plus 7, cât faci? Minus. Păi de ce? Se ia semnul celui mai mare și se scadă. Deci cât vine minus 1 plus 7? Minus 6. Dar de ce, cu ce se trebuie să iei? Care e numărul mai mare? Plus. Plus. Deci 7 e mai mare ca 1, tu te duci prima dată la semnul lui 7, care e plus, și faci scăderea. Și cât vine deci? 6. 6. Și mai departe cât este? Vine 6 minus 4, da? 4. 6 minus 4, adică? Plus 2. Plus 2, adică 2. X egal cu 2. Da. Bun. Verificarea. Ia să vedem verificarea. Plus 2 minus 7 plus 4 egal cu minus 7. Așa, plus 2 sau 2 plus 2 minus 7 plus 4 egal cu minus 1. Bun, hai să vedem. Plus 2 minus 7 cât vine? Minus 5 plus 4 minus 1 și egal cu minus 1. Așa, deci minus 1 egal cu minus 1. Și e o propoziție adevărată. Bun, ne-a ieșit și verificarea bună. Hai să vedem un alt tip de ecuații. Punctul 5. Ecuații de tipul
a minus x egal cu b, sau hai să nu zicem a minus x egal cu b, să zicem așa, b minus x egal cu c, b minus x egal cu c, să zicem, da? Dacă avem ecuații de tipul b minus x egal cu c, tot așa, am să trag în dreptul egalului o linie. Aici este membru stâng, adică primul membru, aici e membru drept, al doilea membru. Ca să rezolv o asemenea ecuație, ce voi face? Îl iau pe b din partea, din primul membru, din fața egalului, și îl trec în spatele egalului cu semn schimbat. Și când îl trec pe B din fața egalului, în spatele egalului cu semn schimbat, B-ul ce semn are în față, dar nu e scris? Are în față semnul plus. Asta înseamnă că B-ul pleacă de pe poziția sa, nu-l mai am, dar cine îmi rămâne în fața egalului? În fața egalului o să-mi rămână minus X. Și zicem, minus X egal cu cine era, adică C, și cine vine cu semn schimbat? Cine vine, vine B-ul care plecase cu plus și ajunge în spatele egalului cu minus. Și vine X, minus X egal cu C minus B. Deci, practic, fenomenul este la fel. Este o trecere dintr-o parte în alta. Numai că în ecuația mea, eu trebuie să-l aflu pe X, nu să-l aflu pe minus X. Și acum, când am de aflat pe X, păi cum fac din minus x să-mi apară x? Păi pur și simplu, orice număr, dacă îl înmulțiți cu minus 1, îi schimbați semnul. Și atunci, minus x egal cu c minus b, iau această relație, înmulțesc cu minus 1. Minus 1 cu care înmulțesc eu, se duce la toate. Minus 1 se duce și la minus x, minus 1 îl înmulțesc și la c, minus 1 îl înmulțesc și la minus b, și peste tot schimbă semnul. Pentru că o mulțire cu minus 1 vă schimbă toată semnul. Și atunci, Lorena, ia la cărți imagine. Rezultă echivalent cu cine? X egal. Ce îl mulțesc cu minus 1, îi schimb și semnul lui C. Numai că C-ul avea semnul plus, când îi schimb semnul devine minus. Și zicem minus C. Iar minus B, când îi schimb semnul, el devine plus B. Și vine X egal cu minus C plus B. Iată ce face o mulțire cu minus 1. Pur și simplu vă schimbă toate semnele. De la toate numerele. Înmulțirea cu minus 1 e necesară, pentru că eu de multe ori nu știu pe X. Eu îl aflu pe minus X. Da? Și atunci, ca să-l aflu pe X, înmulțesc toți termenii din egalitate, din ecuație, mulțesc toți termenii și le schimb semnul. Să vedem. Avem așa. 8 minus x egal cu 6. Ia să vedem cum rezolvăm o asemenea ecuație. Zici că este clasa 1. Dar de data asta o să rezolv cu metode de clasa a 6, da? Păi, la 8 minus x egal cu 6, mai întâi și mai întâi eu trec pe 8 în partea dreaptă cu semn schimbat. Da? Și cum 8 are față semnul plus, când îl trec în spatele egalului, o să trec cu semnul minus. Și avem așa. Ia dictați-mi voi. Elenca dictează. Cum vine? Mă poți așa? Lorena, ajută-mă tu. X egal cu... X, minus X. Minus X egal cu 6, adică 6 minus 8. Exact. Și minus 8, care a venit cu semn schimbat, da? Și zicem, și minus X... X egal cu minus 2. Minus 2. Înmulțim cu minus 1 ca să schimbăm semnele, da? Și atunci obținem cât?
x egal cu 2. X egal cu 2. Bun. Deci, repet. L-am luat pe 8, care are semnul plus în față, l-am dus în spatele egalului cu semn schimbat. Minus x mi-a rămas ca expresie. Da? Deci minus x rămâne minus x, el rămâne în fața egalului, rămâne în continuare minus x. Și zicem minus x egal cu 6 minus 8, pentru că plus 8 trece din fața egalului în spatele egalului cu semn schimbat. Minus x egal cu 6 minus 8, minus x egal, facem 6 minus 8, minus 2. Și atunci mulțim cu minus 1, schimbăm toate semnele și vine x egal cu 2. Să mai facem un exemplu. Minus x egal cu minus 7. Ilinca, mă auzi? Da. Bun, ajută-mă. Da, vorbește și ca să ne auzim. X egal cu... De ce ai schimbat semnul? Lasă-l așa, minus x. Minus x nu-ți pleacă de pe poziție, el rămâne în fața egal. Și zicem, minus x minus x. Da. Egal. Egal cu minus 7. Da. O plus 3. Păi de ce, Iric? Minus 3. Păi de ce? Explică. Păi 3 era în fața egalului, da? Da. Dacă 3 este în fața egalului, ce semn are? Semnul lui 3, cât este? Păi, orice număr când zic 2, 3, 4, 5, ce semn are? Plus sau minus? Plus. Plus. Și deci, x, 3-ul care este în fața egalului are semnul plus. Da. Și tu îl treci în spatele egalului și trebuie să schimbi semnul. La adunare sau scădere, deci nu e o trecere cu mulțire sau împărțire, e o trecere de termen care vine din adunare sau scădere. Ei, trecerea asta dintr-o parte în alta, a semnului egal, se face cu schimbare de semn. Ai în fața egalului plus 3, în spatele egalului îl duci cu minus 3. Și atunci, minus x egal cu minus 7, mai departe? Minus. Da. 3. Bun. Adică, o să facem minus 7, minus 3 din capul. Și zicem? Da. Minus. Minus. Minus 4. Ilinca, mă dezarmezi. Minus x, care este în fața egalului, egal cu cine? Da, egal cu minus 10. Minus 10. Da. Minus x egal cu minus 10. Și acum, ca să-l aflu pe x, ce facem? Înmulțim cu minus 1, ca să schimbăm semnul, da? Înmulțim cu minus 1, schimbăm semnele. X. Da. Egal cu 10. X egal cu 10. Verificare. Ia să vedem verificare. Păi te duci cu valoarea 10. Da. Și înlocuiești la x aici. Și zicem. 10. Băi. Ecuația ta cu ce începe? Cu 3. Păi vreau să văd. Deci 3 minus 10. 3 minus 10, așa vreau înlocuit. Egal. Egal cu minus 7. Așa. 3 minus 10 egal cu minus 7. Și cât e 3 minus 10? 10 egal cu... Nu, cât e 3? Nu, calculează, 3 minus 10, Irinca. Cât este 3 minus 10? 3 minus 10... E minus 7. Minus 7. Și zicem, minus 7... Da, egal cu minus 7. Care este adevărat? Deci minus 7 egal cu minus 7. Da. Bun. Ia să dăm un alt exemplu.
4 minus 2 minus x egal cu minus 8. Tot așa să facem trecere. De ce ne trecem în partea cealaltă cu sens schimbat? Tot eu? Da. Minus 8. Da. Zi mai întâi că nu încep cu minus 8. Minus x. Minus x. Da, egal cu minus 8. Egal cu minus 8. Plus 4. De ce plus 4? Minus 4 plus 2. Minus 4 plus 2. Da? Să fim atenți la schimbări de semn când trecem într-o parte în alta. Zice mai departe. Așa, minus x egal cu... Egal cu minus 12. Minus 12, da. Minusul minus 4. Minus 12 plus 2, calculează mai departe. Ai semne contrare. Minus 14. Of! Mai calculează-o. Minus 12 plus 2. Regula, se ia semnul celui mai mare și se scad. Minus 10, da. Și vine după aia ca să schimbă. Îl transformăm în număr întreg. Nu, ca să-l aflăm pe x, da. Înmulțim cu... Îl înmulțim cu minus 1. Corect. Și zicem... X egal cu 10. X egal cu 10, da. X egal cu 10. Proba. Ia să facem verificarea. 4. Da. Minus 2 minus 10. Da. Egal cu minus 8. Egal cu minus 8. Și zicem. Vine plus 2 minus, da, 10. Da, plus 2 minus 10. Foarte bine. Egal cu minus 8 și egal cu minus 8, care egal cu minus 8. Minus 8 egal cu minus 8. E corect. Ah, Irinca, multă vacanță pe tine. Văd că suntem tată doctor cu o operație. Bun, continuăm cu altă ecuație. La cât am ajuns? La 5, la 6? La 6 suntem. La 6, da. Ecuații de tipul AX plus B egal cu C. Deci, ecuații de tipul AX plus B egal cu C. Adică, cum vom rezolva în principiu ecuația AX plus B egal cu C? Tot așa, tragem o bară în dreptul egalului, ca să vedem trecerile. Prima și prima dată, nu o să-l aflu deodată pe X. O să aflu deodată grupul AX. Deci, ceea ce se află este tot grupul AX. Cum se află grupul AX? Păi, îl trecem pe plus B din primul membru, din membru stâng, în membru drept, îl trecem cu sens schimbat. Și zicem AX egal, mai întâi cine era, era un C, și cine vine cu sens schimbat, adică vine minus B. Era plus B în fața egalului, asta înseamnă că în spatele egalului el va trece cu minus B. Și zicem AX egal cu C minus B. Și după ce am aflat grupul AX, care înseamnă A ori X, îl aflu pe X. Și zicem X egal cu tot grupul C minus B de împărțit la, da? Deci X egal cu C minus B împărțit la. Și acum ia să vedem câteva exemple.
3x minus 2 este egal cu 10, da? O ecuație care voi ați făcut-o și prin clasa 3, cred. 3x minus 2 egal cu 10. Mai întâi și mai întâi o să aflu grupul 3x. Ca să aflu grupul 3x, îl iau pe minus 2 și îl trec, deci grupul ăsta, minus 2, numărul întreg minus 2, îl trec în partea dreaptă cu sens schimbat. Și zicem, ceea ce rămâne, rămâne în fața egalului, rămâne 3x. Minus 2 trece din fața egalului în spatele egalului cu sens schimbat și înseamnă că 3x egal, cine era? 10, aici ăsta rămâne în spatele egalului, rămâne cu același semn. Și vine plus 2, adică vine cu sens schimbat, cine era în fața egalului? Era minus 2 în fața egalului, el dacă trece în spatele egalului, trece ca și plus 2. Și de aici obținem că 3x egal cu 10 plus 2, adică 12, și o scoatem că x egal cu 12 împărțit la 3. X egal cu 4. Da? Bineînțeles că facem și verificarea. (3 × 4 − 2 = 10). 3 × 4 = 12. 12 − 2 = 10. Și bineînțeles că este 10 = 10, care este o relație adevărată. Bun. Să vedem un alt exemplu. (−6). Deci 2x plus 14 egal cu minus 6. Așa mă tutul văd aici. Ok, 2x egal cu minus 6, minus 14. Sigur că da. Deci grupul plus 14, care era în fața egalului, îl trecem în spatele egalului, cu sens schimbat, îl trec cu minus. Deci în fața egalului era cu plus, după 6 îl trec pe 14 și vine cu minus. Așa, continuăm, zicem. 2x egal cu minus 20. 2x egal cu minus 20. Și nu l-am aflat încă pe x, l-am aflat pe 2x, da? 2x egal cu minus 20. Și atunci cum îl aflu pe x? X egal cu minus 20 împărțit la 2. Minus 20 împărțit la 2. Adică x egal cu... Minus 10. Bun. Să mai facem un exemplu. Minus 3x minus 5 egal cu minus 20. Minus 3x minus 5 egal cu minus 20. Da, povestește-mi, Tudor. Ok, minus 3x... Așa! Egal. Deci, păstrăm pe minus 3x, ăsta e grupul care rămâne fața egalului și zicem minus 3x... x egal cu minus 20 plus 5. Minus 20 plus 5, da? Pentru că minus 5, care este în fața egalului, acest minus 5 va trece în spatele egalului cu sens schimbat. Da? Minus 3x egal cu minus 20 plus 5. Mai departe. Minus 3x egal cu minus 15. Minus 3x egal cu minus 15. Și apoi înmulțim... x egal cu... Nu înmulțim, împărțim. X egal cu cine? X egal cu... Minus 15, dar nu împărțit la 3, împărțit la cu tot cu semn. Împărțit la minus 3. Aici nu e trecere de termen într-o parte în alta. Pur și simplu, pentru că nu e operații de tipul x plus a sau x minus a. Nu e operații de adunare, să spunem. E operații de înmulțire.
Tu când o duci pe minus 3 dincolo prin împărțire, nu-i schimbi semnul. Da? Deci numai la termenii care se adună sau se scad, cum e 2x plus 14 și ai trecut un termen care se adună plus 14, ai trecut în partea cealaltă. Deci numai termenii care se adună sau se scad, se trec în partea cealaltă cu sens schimbat. Termenii care se înmulțesc sau se împart, când se trec dintr-o parte în alta, operația inversă este de împărțire și de înmulțire. Aia e schimbarea de semn. E o operație de schimbare de semn pentru înmulțire sau împărțire. Deci la împărțire nu întotdeauna sunt schimbări de semn. Adică nu transform, dacă înmulțirea o transform întotdeauna în împărțire, o împărțire nu întotdeauna o transform în înmulțire. Trebuie să fiu atent la ce am acolo. Dacă am un părțitor, dacă am un cât, dacă am un de împărțit. Deci, numai termenii de adunare sau scădere când se trec dintr-o parte în alta, și asta e foarte important să rețineți, pentru că voi aici faceți multe greșeli, voi credeți că minus 3 ăla îl trec dincolo în celălalt membru cu sens schimbat, dar minus 3 este un termen de înmulțire. Eu când îl trec dincolo, semnul schimbat e semnul de înmulțire care se schimbă, e semnul de împărțire. Înmulțirea o trec dincolo ca împărțire, dar treaba asta nu se aplică la împărțire, că din împărțire nu fac întotdeauna înmulțire. De asta este important să înțelegeți că minus 3, când îl împart, îl împart cu tot cu semn. Da? X vine minus 15 împărțit la minus 3, adică X egal cu 5. Păi vine minus împărțit la minus, care face plus, nu? Da. Și 15 împărțit la 3, care face? 5. 5. Și X egal cu 5. Da? X egal cu 5. A, a apărut și Teodor. A, da, Dumnezeu. Numai că... Da. Salut! În sfârșit. Teodor. Da. Dă drumul și la cameră, dacă poți. Foarte bine. Ai putut să urmărești ce am făcut până acum, Teodor? Așa, așa, bun. Zic, ai urmărit până acum ce am făcut? Da. Da? Deci X egal cu 5. Hai să facem verificarea, Tudor. Ok. Minus 3. Minus 3 ori 5. Minus 3 ori 5. Minus 5 egal cu minus 20. Așa, minus 3 ori 5 minus 5 egal cu minus 20. Minus 3 ori 5 face? Minus 3 ori 5 face minus 15. Minus 15, da. Minus 15, mai departe, minus 5 egal cu minus 20. Deci am copiat totul, am făcut doar înmulțirea, da? Și acum, minus 15 minus 5? Minus 20. Minus 20 egal cu minus 20, da? Și o relație adevărată. Să mai facem un exemplu și zicem așa, minus 3x minus 7 egal tot cu, egal cu 23. Deci minus 3x minus 7 egal cu 23. Hai să vedem cum facem exercițiul de aici. Ilinca, ajută-mă tu. Minus 3x egal cu 23. Egal cu 23. Plus 7. Foarte bine, am făcut schimbare de semn, da? Minus 3x egal cu plus da. 30. 30, da? Și atunci, x egal cu... Da, egal cu 30. 30. Împărțit.
Împărțit la? Împărțit la 3. Nu la 3. De ce ai schimbat semnul 3? E minus 3 ori x. E 30 împărțit la minus 3. Nu se schimbă semnul. Minus 3, da. Deci asta nu e o trecere dintr-o parte în alta cu semn schimbat. Asta este o împărțire prin minus 3. Da. Și zicem x egal cu? X egal cu minus 10. Minus 10, foarte bine. Hai să facem și verificarea. Da. Și zicem, verificăm. Păi în loc de x pui minus 10 și citești totul cum este. Minus 10. Nu. Relația ta începe cu minus 3. Și zicem, minus 3. Minus 3. Ori. Ori 10. Minus 10. Ori minus 10 și îmi pui paranteză ca să separăm ori de minus. Da. Minus 3 ori paranteză minus 7. 10. Minus 7. Egal cu 23. Foarte bine. Și zicem, minus 3 ori minus 10. Egal cu minus 30. Nu e adevărat. Minus ori minus, cât face minus ori minus? Vezi plus. E plus. Da? Ia fi mai atentă data viitoare. Și mai fă-mi o dată. Deci cât vine? Deci vine plus 30. Plus 30 sau 30, obișnuiește. Așa. Da, sau 30. Minus 7. Minus 7. De ce ai schimbat semnul 7? Da, am zis greșit. 30 minus 7. Da. Egal cu 23. Egal cu 23. Și 23 egal cu 23, deci este adevărat. 23 egal cu 23 și e adevărat. Foarte bine. Teo, mă ajuți tu aici. Punctul D. 2x minus 5 egal cu minus 25. Așa, ia, să povestim. Poți ajut eu? Nu. Păi, Teo, prima și prima dată am nevoie să afli grupul 2x. Cum afli grupul 2x? Îl treci pe minus 5 din fața egalului, îl treci în spatele egalului cu semn schimbat. Da? Și păstrăm în fața egalului grupul 2x și zicem 2x egal. Cine era în spatele egal? Adică minus 25 și cine vine cu semn schimbat? Deci minus 5 îl trec din coace cu semnul plus. Și atunci după minus 25 am să zic plus 5. Da? Adică 2x egal, calculăm minus 25 plus 5. Cât e minus 25 plus 5? Așa, 2x egal cu minus 20 și acum îl aflăm pe x. X egal, și cum îl aflăm pe x? Minus 20, cum ai zis? Minus 20 împărțit la plus 2. Așa, împărțit la plus 2 sau la 2, da? Și zicem, x egal cu, cât e minus 20 împărțit la 2? Minus 10. Minus 10, foarte bine. Și acum ia să facem o verificare. În sensul că, cum fac verificarea? Iau valoarea asta, minus 10, care îi dau lui x, și valoarea asta o locuiesc aici, în ecuația de la care am plecat. Da? Și copiem totul, mai puțin x, unde se locuiește cu minus 10. Și zicem, dictează. Uite ce vreau, cum faci verificarea? Te duci la ecuația dată, ecuația din început, da? Și unde vezi x, înlocuiești cu minus 10. Restul se copiază cum este acolo, în ecuație.
avem 2 ori, și nu scriem x, ci scriem valoarea lui x, adică nu 10, cu tot cu semn, minus 10 și punem paranteză între ori și minus. Deci vine 2 ori minus 10, minus 5, egal cu minus 25. Da? 2 ori minus 10, minus 5. 2 ori minus 10, cât iese? Minus 20. Minus 20, corect. Minus 5, egal cu minus 25. Da? Și minus 20, minus 5, cât face? Minus 25. Egal cu minus 25. Și ne-a ieșit o relație adevărată. Lorena, am pierdut imaginea de la tine. Nu știu ce tot ai putut să oprești. Nu mă opresc eu. Să nu fie un stand-by sau să fie vreo setare prin telefon. Cu... Da. Să-și oprească el camera după 5 minute. Da? Nu știu, dacă știți cumva de ce se oprește un telefon, nu știu că să ne dați și noi idee. Tudor, nu știi tu cum, da? Nu? Ia, gândiți-vă, căutați setări pe telefon, să se nu se oprească imagine sau asta. Pe acolo, pe la power ăla, la, după 5 minute. E stop video mai jos, unde este și mod, și vezi poate acolo. Da, da, dar acolo, adică merge să-l dau înapoi, da? Haide, o, bine, dar nu, mi se blochează, se blochează mai. Poate atingi greșeală sau ceva. Hai, încearcă să pornești camera. Așa, foarte, bun, bravo. Ia să facem acum alt tip de ecuație, să-l complicăm. Ecuații al câtelea număr e? 7, nu? Sau 8? 7. Ecuații de tipul AX egal cu BX plus C. Adică ecuații care să aibă X în ambii membri. Ecuații de tipul AX egal cu BX plus C. Bun. Să dăm ca observație, să vedem cum se rezolvă o ecuație de asta. Deci dacă avem așa, AX egal cu BX plus C. Da? Tot așa, în dreptul egalului am să duc o linie roșie, da? Ce voi face prima dată? De data asta voi trece grupul BX, care era în membru drept, adică în al doilea membru, aici avem membru stâng și aici avem membru drept, da? BX-ul care este în membru drept, îl trecem în membru stâng, tot așa cu semn schimbat. El are semnul plus aici în față, dar nu e scris. Înseamnă că îl trec, dar trec la sfârșit, pentru că încerc să duc mereu termenii care trec dintr-o parte în alta a egalului. Poate să fie din fața egalului în spatele egalului sau poate să fie din spatele egalului în fața egalului. Întotdeauna trec membrii aceștia, îi trec cu sens schimbat. Și atunci avem așa. AX, cine era? Și acum cine vine cu sens schimbat? Minus BX. Da? Deci, atenție, era în spatele egalului, era ca plus BX. În momentul în care îl trec în fața egalului, îl trec ca minus BX. Deci AX minus BX egal și acum aici mi-a rămas C. Cum fac în continuare? Voi o să calculați AX minus BX. Eu aici, în relația asta AX minus BX, eu am să scot pe factorul comun pe X. Și scot factorul comun și îl pun în spate de data asta. Și zicem A minus B ori x egal cu c.
Dar voi când o să aveți, o să aveți operații de asta tipul 2x minus 3x și faci un 2 minus 3, 2x minus 3x, dacă mă gândesc la 2 minus 3 este minus 1, 2x minus 3x este minus 1x, da? Deci a minus b ori x egal cu c. Și aici, de exemplu, vine x egal cu c. Cum îl aflu pe x? Împart la grupul a minus b. Și vine x egal cu c împărțit la grupul a minus b. Iată ideile după care se află x. Și acum ia să vedem câteva exemple. (3x) egal cu minus 7x plus 20. Deci 3x egal cu minus 7x plus 20. Păi, ia să fim atenți. Lorena, explică-mi tu. X egal cu... Co? Deci 3x egal cu minus 7x plus 20, da? Ce facem? Luăm grupul minus 7x, da? Da. Și îl trecem la sfârșit, după 3x, cu semn schimbat. Este minus 7x în spatele egalului, el o să vină cu semn schimbat, o să vină în fața egalului cu semnul plus, da? Deci 3x plus 7x egal cu 20. Așa, foarte bine. Adică 3x plus 7 ori. Da, da, păi hai să facem deodată. 3x plus 7x, asta de avans, îl puteți opera. 5x 10x. Egal cu 20. Așa, 10x egal cu 20. X. Așa. Egal cu 2. X egal, zi mai întâi cum ai făcut, 20. Împărțit la... la 10 și x egal cu 2. X egal cu 2. Hai să facem și o verificare. Păi avem 2 ori... Nu, încep cu 3, că nu se schimbă nimic. 3 ori 2. 3 ori 2 egal cu... Egal cu minus 7 ori 2 plus 20. Minus 7 ori 2 plus 20. 6 egal cu minus 14 plus 20. Așa, foarte bine. 6 egal cu plus 20 minus 14, adică 6, și 6 egal cu 6. Care este adevăr? Foarte bine. Deci iată cum facem o trecere dintr-o parte în alta cu sens schimbat pe grupuri de acum. Bun, mai facem un exemplu. Link, am ajuns tu aici. Da. 2x egal cu minus 3x minus 40. Foarte bine. Egal. 40. De ce egal cu 40, Linca? 40 este în spatele egalului și are în față semnul minus. Nu-i schimb semnul, el rămâne tot în spatele egalului. Minus 40. Minus 40, sigur că da. Deci se schimbă semnul doar la grupul minus 3x. Minus 3x se trece din spatele egalului în fața egalului cu semn schimbat. Dar minus 40 ți-a rămas în spatele egalului, lua să nu-i schimb semnul. Da. Deci rămâne cu același semn. Așa, rămâne cu același semn. Zicem 2x plus 3x egal cu minus 40. 2x plus 3x, bine. 2x plus 3x, cât bine. Nu-i înmulțire, ia adunare. 5. Așa, zi. 5x egal cu minus 40. 5x egal cu minus 40. Deci x egal cu minus 40. Da. Împărțit? Împărțit la 5. Așa.
x egal cu minus 40 împărțit la 5 și zicem x așa x egal cu minus 8. Foarte bine. X egal cu minus 8. Verificare. Păi 2 ori minus 8. Așa, foarte bine. Egal cu minus 3 ori 8. E? Minus 8. Minus 3 ori minus 8. Așa. Minus 40. Foarte bine. Mai departe. Vine minus 16. Da. Egal cu minus... Elenca, ia pune-mi tu mie jumătate de pagină de reguli de tipul minus ori minus, minus împărțit la minus. Pentru că tu îngreșești tot timpul la minus ori minus, minus împărțit la minus. Din păcate. Că trebuie să te corectezi, cred că ea nu știu câta oară când te corectezi pe... Dar pune-mi tu toate regulile de înmulțire, da? Cele patru reguli faci jumătate de pagină, așa o coloană cu jumătate de pagină, pentru împărțire faci altă coloană tot cu jumătate de pagină. Și poza mi-o pui pe WhatsApp. Da. În privat, da? Repede, într-o oră după ce terminăm, aștept o poză. Ți-am zis că ești în vacanță. Bun. Cât e minus ori minus? Deci e plus 24. Așa, plus 24 și nu mai scrie plusul. Zi direct, 24 minus 40, da? Da, minus 40. Așa. Minus 16. Egal. Cu minus 16. Foarte bine. Dacă ai fi atentă la minus ori minus, minus împărțit la minus, da, ar fi perfect. Dar tu ai tendința să zici că minus ori minus face minus și e greșit. Da. Bun. Mai facem un exemplu. Minus 3x egal cu 5x minus 32. Teodor, mă ajuți tu, da? Da. X egal. Noroi, hă, până la X mai avem. Tai și tu. Nu deodată X. Mai întâi, grupul minus 3X. Care este... grupul minus 3X este în fața egală, rămâne. Și care e grupul care trece? Grupul 5X. Grupul 5X are în față semnul... plus și tot grupul acesta îl trec dintr-o parte egală în cealaltă cu sens schimbat. El are în fața, în spatele egalului are semnul plus, în fața egalului va trece cu minus, da? Și zicem, cine era? Adică minus... Minus 3x. Nu, nu, nu. Mai întâi scrii cine era și pe urmă cine vine. Zim. Minus 3x. Minus 5 x, că îți trece tot grupul cu tot cu x, da? Minus 3 x minus 5 x, da? Egal. Egal 32. Minus 32, pentru că minus 32, minus 32, el îți rămâne în spatele egalului. El nu pleacă de acolo. Tu ai doi termeni care nu pleacă. Minus 3 x rămâne în fața egalului. Pe ăsta nu-i schimb semnul și minus 32 care îți rămâne în spatele egalului. La ăștia nu schimb semnele. Se schimbă semnul doar la 5x. Da. La grupul 5x. Da. Bun. Și zicem mai departe. Dacă minus 3x minus 5x egal cu minus 32, cât vine minus 3x minus 5x? Cât vine minus 3 minus 5? Minus 8. Minus 8. Bun. Vezi că mi-ai greșit și tu semnul. Minus 8 egal cu 30, minus 32. Minus 8x egal cu minus 32, da? Asta, nu. Minus 32 minus 8.
x egal cu, așa, x egal cu minus 32 împărțit cu tot cu semn, împărțit la minus 8. Foarte bine. X egal cu cine? Ilunica, cât e minus 32 împărțit la minus 8? Minus 4. 4 sau minus 4? Potăriți-vă. 4 plus 4. Plus 4. 4. Teodor, la următoarea greșeală de semne faci și tu cum a zis și Ilunica-i. Da? Nu o lăsăm pe Ilunica singură să facă dragă de ea jumătate de pagină de reguli de semne la învăță și împărțit. Dar la următoarea greșeală. Care cred că... Ia, verificare! Cum facem verificarea? Minus 3 ori 8. Ori... Ori 4. Că x e 4. Minus 3 ori 4. A, ori 4. Egal cu? Egal cu... plus 5. Da. Ori, ori 4. 5 ori 4, da? Egal minus 32. Nu egal, minus 32. Eu o ecuație folosesc un singur semn, egal. 32. Da? Deci la ecuație nu puneți 7 egaluri, doar unul singur, atât. Scrieți de mai multe ori, dar un singur semn egal să apară. Cum? Într-o ecuație să fie un singur semn egal. Ok. Ecuația este o egalitate de 2 membri, atâta tot. Nu e o egalitate de 7 membri. Egal cu minus 12. Deci, minus 12 egal cu? Egal cu plus 15. 5 ori 4. Plus 20 sau 20. 20. Minus 12. Așa. Aici lăsăm în pace, minus 12, că nu mai avem ce calcula, egal cu? Egal cu minus 2. Așa, minus 12. Teodor, tocmai ți-am spus că vreau să văd un singur egal. Ori la tine văd 7 egaluri. Și pe ala de sus stai. Și pe ala de mai sus stai. După V. Da? Să văd un singur egal într-o ecuație. Da? Că deja vedeam prea mult, nu am ețeam. Ia, mai aveți alții care mi-a spus mai multe egaluri? Ia să vă controlez un pic la egal. Cum? AX plus B egal cu CX plus D. Astea sunt ecuații cu cel puțin două treceri. Deci ecuații de tipul AX plus B egal cu CX plus D. Da? Sunt ecuații cu cel puțin două treceri. Haideți să vedem cum să teoretic treaba. Deci avem așa, AX plus B egal cu CX plus D. Deci AX plus B egal cu CX plus D. Și... uitați-vă în ce constă, în ce constă rezolvarea acestui ecuație. Păi pur și simplu, o să-l trec pe plus B cu tot cu semn. Grupul plus B îl trec în dreapta cu semn schimbat, o să treacă ca minus B. Iar grupul CX, care el are în față semnul plus, trece și el din spatele egalului în fața egalului, trece cu semn schimbat, adică trece cu minus. Deci, sunt două treceri, da? Prima trecere este, trecem pe plus B din fața egalului, trecem în spatele egalului cu semn schimbat și trecem de asemenea pe CX din spatele egalului în fața egalului cu semn schimbat. Asta înseamnă că vom avea așa, AX, care rămâne în fața egalului,
Mai departe, cine vine? Vine cx cu sens schimbat, minus cx. Da? Deci ax minus cx. Egal. Cine era? Cine rămâne și nu pleacă? Păi rămâne d. Plus d sau d, că pot. Puteți renunța la semnul plus, când e plus d, poți să renunți la plus și să rămâne numai d. E minus b. Exact, minus b. Da? Deci ax minus cx egal cu d minus b. Asta este ideea după care vom rezolva. Acum, la grupul ăsta x minus cx, o să scoatem un x factor comun și îl pun în spate factorul comun. Și zicem așa, a minus c în paranteză ori x egal cu d minus b. Da? Deci l-am scos pe x factor comun, dar practic voi aici calculați direct, pentru că scoaterea asta de factor comun, de fapt, pentru voi înseamnă un calcul de la de tipul 2x minus 3x sau 4x minus 2x, da? Adică voi, ca să faceți 4x minus 2x, vin un 4 minus 2 în paranteză x, adică deodată e 2x, da? Și vine deci a minus c, tot grupul în paranteză ori x egal cu d minus b, adică x egal cu, și vine grupul d minus b, tot grupul de aici, care se împarte la tot grupul a minus c. Deci d minus b împărțit, dar e grupul d minus b și de asta îl și pun în paranteză. Teodor, te-am pierdut. Da. Teodor. Da. Păi tu ce faci? Nu scrii? Da. Păi văd că stai. Eu nu văd ce scris. Aici. Aici. Da, dar la mine faia e albă. Poate. Da. Lorena, am pierdut imaginea de la tine. Da, dar nu mai pot să pornesc, nu știu are. Bine, ascultă. Deci x egal cu d minus b împărțit la a, d minus b împărțit la a minus c. Aici niciunul n-a fost atent. D minus b împărțit la grupul a minus c. Bun. Ia să vedem un exemplu ca să înțelegem și mai bine la grupele astea de două. 2x plus 6 egal cu minus 3x minus 24. Deci 2x plus 6 egal cu minus 3x minus 24. Hai să vedem cum faceți trecerea. Pot să zic eu? Da. 2x. Deci, explicăm cine trece, cine rămâne. Trecem, rămâne 2x și minus... Minus 3x care este în spatele egalului. Îl trecem în fața egalului cu sens schimbat. Și plus 6. Un pic. Și mai cine mai pleacă? Plus 6. Și plus 6. Care vine... În spatele egalului cu sens schimbat și va trece cu minus 7. Hai să vedem, dictează. Ia-o de la început. 2x plus 3, 3x. 2x plus 3x, foarte bine. Așa, egal cu minus 27. Minus, dar n-am minus 27, e minus 2 acolo. 24. A, minus 24. Minus 24. Așa. Minus 6. Minus 6, sigur că da. Plus 6 în fața egalului, spate egalului va fi minus 6. Minus 24, da? Minus 6. Bun. Mai departe. Vine 5x. 5x egal cu? Minus. Minus 24, minus 6. Se ia semnul comun și se adună. Da. Da, mersi. Nu e minus 8. E minus 30. Minus 30, așa. Teo. X egal cu se copia? 30. Așa. Egal cu minus 30 împărțit la 5. 5. X egal cu minus 6. Minus 6. X egal cu minus 6. Egal cu minus 6. Hai să facem și o verificare. Zi verificarea.
Înlocuim pe x cu minus 6, deci vine 2 ori minus 6. 2 ori minus 6. Plus, sau? Plus 6. Da. Așa, egal cu? Egal cu minus 3 ori minus 6. Așa. Minus 24. Minus 24, foarte bine. 2 ori minus 6, bine. Teodor, îmi pui da. Între ori și minus îmi pui paranteză. Cum? Între ori și minus pui paranteză, că e o vorbă, se întâlnesc două semne, se iau la bătaie. Și vezi că tu ai 2 ori minus 6 plus 6, pentru că tu mai ai termene acolo. Da. 2 ori minus 6 plus 6, Teo. Nu mai locui peste tot. Hai, Linca, ajută-mă la calcul. Așa, minus 12. Minus 12. Plus 6. Plus 6. Egal cu... Egal cu plus... Așa. Plus 18. Foarte bine. Sau 18, da? Minus 24. Minus 24. Minus 12 plus 6, cât faci? Minus... minus 18. Wow! Se ia semnul, se ia semnul celui mai mare și se scade. Minus 6. Da, minus 6. Tudor, se ia semnul celui mai mare. Pune minus acolo. Minus 12 plus 6, Tudor. Minus 6. Regula e așa. Se ia semnul celui mai mare modul și se scad modulul, da? Minus 6 egal cu? Așa, minus 6 egal cu minus 6. Minus 6. Și este adevărat. Foarte bine. Bravo. Pe Lorena n-am văzut-o. Da, o să o văd. Lorena, tu mă auzi, da? Da. Bun. Următorul exercițiu ți-a aparține ție. Ok. 3x minus 7 egal cu minus 4x minus 28. Aici. 3x minus 4x. Nu e bine. Este minus 4x în spatele egalului, când îl treci în fața egalului, îl treci cu semn schimbat. A, 3x plus 4x. Așa. Egal minus 7. Nu, 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 iar nu e bine. Nu e bine. Cine era și cine vine? Mai întâi cine era? Minus 28. Așa, și acum cine vine? Minus 7 cu semn schimbat, adică plus 7. Foarte bine, așa, da. Da? Așa, 3x cu 4x face 7x. 7x. Și minus 28 cu 7 e minus 21. 7x egal cu minus 21, da? Și x egal minus 21 împărțit la 7. Împărțit la 7. Egal cu minus 3. X egal cu minus 3. Bine, dragilor! Bun! Bravo! Ia să vedem, mai avem timp? Al câtelea model este? 9. 9. Ecuații de tipul A pe lângă x plus b egal cu c pe lângă x plus d. A pe lângă x, a pe lângă, a paranteză. Dar tu nu vezi pe monitor, a, nu au paranteză, a, după a deschid. Tu nu vezi pe monitor? După 7 secunde trebuie să vezi. Teo, pe transmisia live nu vezi? Da, dar am spart bateriile la laptop. Ah, acum tu scrii după dictare. Am înțeles. Eu, înainte să vin pe acesta, am uitat pe live. Păi pe live, da.
Dar te-ai uitat cu telefonul pe live, nu? Da, nu, cu calculatorul și cu desktop. Păi da, dar stai un pic, puneți mereu să fie alimentat. Când folosiți laptopuri, asta să aibă alimentarea pusă în ele. Laptopul meu mereu e la încărcat. Deci laptopul să fie cu alimentarea în ele, să nu ai surprize de asta, Teo. Am înțeles. Da? A ori paranteză X plus B egal cu C ori paranteză X plus D. X plus B în paranteză, da. O să urmărești pe înregistrare, pentru că noi înregistrăm lecția asta. Și o să te rog să te uiți încă o dată pe înregistrare. Hai să vedem așa, teoretic, cum o să rezolvăm o astfel de ecuație. A ori paranteză X plus B egal cu C ori paranteză X plus D. Prima și prima dată înmulțim ce în față cu fiecare termen. A îl înmulțim cu X, mă întorc la A și îl înmulțesc cu B și apoi pe C îl înmulțesc cu X și mă întorc la C și îl înmulțesc cu D. Și vine așa. AX plus AB egal cu CX plus CD. Deci, vedeți? Regula este că ce este în paranteză se înmulțește cu ce este cu ce este în față sau în spate, că uneori au ăsta s-ar putea să fie după paranteză. Ei, în momentul ăsta tot așa am să trec. Îl trec pe CX, care este în membru drept, în spatele egalului, îl trec în fața egalului cu semn schimbat, o să-l trec cu minus. El aici, când nu are semn, știm că semnul este plus. La fel, grupul AB care este în fața egalului și are semn din față plus, e plus AB, trece în spatele egalului ca minus AB. Și atunci vine așa. AX care era. Și acum cine vine? Vine minus CX egal. Cine era? Era CD. Și cine vine? Vine minus AB. Da? Deci AX minus CX egal cu CD minus AB. X factor comun și-l așez în față, în spate. Și înseamnă că în paranteză o să fie A minus C, tot grupul A minus C, cu X în factor comun și l-am așezat în spate, egal cu CD minus AB. Și ca să scoatem pe X de aici, o să facem grupul CD minus AB împărțit la grupul A minus C. Da? Deci CD minus AB ca și grup împărțit la A minus C ca și grup. Cam așa se rezolvă teoretic o astfel de ecuație. Nu, par ele, când folosim litere, par mai complicate așa, dar să știți că nu sunt complicate. Da. Ia, fiți atenți. 2 pe lângă 3x minus 4 egal cu 5 pe lângă x minus 2. Deci 2 pe lângă 3x minus 4 egal cu 5 pe lângă x minus 2. Uitați-vă cum funcționează treaba. Mai întâi fac legăturile. 2 îl înmulțesc cu 3x, mă întorc la 2 și îl înmulțesc cu 4. Și am tras așa niște arculețe de înmulțire ca să văd legăturile. 5 îl înmulțesc cu x, mă întorc la 5 și îl înmulțesc cu 2. Am creat legăturile și zicem 2 ori 3x, adică 6x minus, mă întorc la 2 și îl înmulțesc cu 4 și vine minus 8 egal cu 5x, 5 îl înmulțesc cu x vine 5x, mă întorc la 5 și îl înmulțesc cu 2 minus 5 ori 2, adică minus 10. Da? Și mai departe procedez cum am făcut înainte. Am așa 5x în grupul 5x care trece din spatele egalului, va trece în fața egalului cu semn schimbat. 5x are față semnul plus, când îl trec în spatele lui 6x
o să trec cu sens schimbat, deci el va trece cu minus. Iar minus 8, care este în fața egalului, trece în spatele egalului cu sens schimbat, adică trece cu plus. Plus 8. Ia, dictați-mi voi ce avem aici. 6x plus, adică minus 5x. 6x minus 5x egal cu... Plus 8. Normal, am reduce. Invers. Mai întâi cine era și cine vine. Minus 10. Minus 10 plus 8. Cam așa. 6x minus 5x, adică... X. X. Egal cu minus 2. Foarte bine. X egal cu minus 2. Verificare. Ia să vedem și verificarea. 2 pe lângă 3 ori minus 2. 3 ori minus 2, sigur că da. Minus? Minus 4. Și închidem și în paranteză. Egal cu 5 pe lângă minus 2. Minus 2. Așa, 5 pe lângă minus 2, minus 2. Și ziceam? 2 pe lângă 3 ori minus 2 este minus 6. Da. Pe lângă minus 6 minus 4. Așa. 5 pe lângă minus 4. 5 ori minus 4. Bun. Adică 5 ori minus 4. 2 pe lângă, adică ori minus 10. 2 ori minus 10. Egal cu minus 20. Minus 20. Și? Minus 20 egal cu minus 20. Minus 20 egal cu minus 20. Bravo! Dragilor, cam asta am avut să vă zic. Mâine continuăm tot cu ecuații. În sensul că punem fișe că să rezolvăm tot ecuații. Dar o perioadă... De la ora... De la cât avem? Program normal. De la cât era? De la 5... Cred că de la 5 la 7 de sau... La 5 la 7. De la 5 la 7. Pa, dragilor! Anunțați-i și pe celălalt.